De la începutul programului Rabla, un voucher în valoare de 3.800 de lei se vindea cu 1.500-1.700 de lei. Acum deținătorii unor astfel de etichete valorice le dau și cu 800 de lei. În legătură cu anul dumneavoastră, ca voucher de vânzare, mai este valabil? Nu mai pare rău. Ar interesa un voucher la ce preț îl luați noastră? 1.000 lei. Valoarea voucherelor va scădea probabil și mai mult dacă este să ne gândim că inițiatorii acestui program, în speță Ministerul Mediului și Pădurilor, au anunțat că până acum abia jumătate din voucherele distribuite la nivel de țară au fost valorificate prin achiziționarea unui autoturism nou. Ultima zi de valorificare a voucherelor este de 23 noiembrie. Doar 50% din aceste vouchere s-au întors către producători prin achiziția unei mașini noi, ceea ce înseamnă că undeva există stocate diferența de 50%. Doresc pe această cale să aduc la cunoștința celor care poate nu au observat, poate au întârziat sau există alte motive să se grăbească în valorificarea acestora pentru a nu-și pierde valabilitatea. Cele mai multe mașini vândute în județul Gorj aparțin mărcii autohtone. Reprezentanții Dacia susțin că în acest an, prin programul Rabla, au vândut aproximativ 500 de unități. Cei care au venit, toți au vrut să beneficieze de tot discountul oferit de către Ministerul Mediului, deci cam un raport de 100%. În acest an, la nivelul județului Gorj, au fost acordate aproape 4.000 de vouchere și mai sunt disponibile numai două.